Una dintre primele vizite pe care Papa Francisc le-a făcut în Filipine a fost în Tacloban, regiunea devastată în urmă cu un an de taifunul Haiyan. Vizita a fost mai scurtă din cauza unei furtuni tropicale. Papa Francisc a fost criticat chiar înainte de a ajunge acolo, deoarece a afirmat că atacul terorist de la Charlie Hebdo a avut loc din cauza faptului că musulmanii au fost jigniți prin caricaturile publicației. Pontiful a spus că libertatea de exprimare este un drept fundamental, dar oamenii nu ar trebui să abuzeze de el provocând sau insultând religia celorlalți. Odată ajuns în Manila, a apărat puternic căsătoria tradițională, afirmând că există forțe puternice care amenință să-i distrugă planul lui Dumnezeu cu privire la creație. Acesta spunea despre căsătoria între persoane de același sex că este o amenințare pentru familie și pentru societate. O altă amenințare în ce privește unitatea familiei este avortul. Protejați-vă familiile, respectați viața, proclamați caracterul sacru al vieții umane de la concepere până la moarte. Comentariile Papei Francisc au fost considerate ca având o natură politică și fiind puțin controversate. În ultimele sale zile petrecute în Manila, le-a spus miilor de oameni că trebuie să-și trăiască credința având milă, compasiune și fiind smeriți. Pentru a fi buni creștini, filipinezii trebuie să-L întâlnească pe Hristos, să învețe să plângă și să-I ajute pe cei în nevoie. Președintele Consiliului Bisericilor Evanghelice din Filipine a sugerat că mesajul Papei este valabil și pentru cei care nu sunt catolici. Noi, evanghelicii, putem să beneficiem în urma acestui lucru. Pentru o perioadă lungă ne-am trăit credința în ascuns. Acum este momentul să ne exteriorizăm credința. Probabil că unul dintre momentele memorabile a fost la ultima cuvântare a pontifului. 6 milioane de oameni s-au adunat în parcul Rizal pe timp de ploaie. Acolo, un fost copil al străzii l-a întrebat pe Papa Francisc de ce permite Dumnezeu să sufere copiii. Acesta i-a răspuns că există anumite realități care pot fi văzute numai prin ochii care au fost curățiți de lacrimi. Papa Francisc le-a cerut oamenilor să vadă copiii ca pe un dar. Trebuie să ne pese de tinerii noștri, să nu le permitem ca să li se fure speranța și să fie condamnați să trăiască pe stradă. Papa Francisc va rămâne în istorie pentru prima sa vizită în Statele Unite din luna septembrie, pe care o va face în orașul care poartă un nume semnificativ, Philadelphia, orașul iubirii frățești.